Mulți se plâng de calitatea materialelor când vine vorba de Tesla și dacă ne uităm cu atenție la Model 3, eu pot să zic că pentru ceea ce plătești, nu știu ce poți să vrei mai mult de atât. E clar că e posibil să fie ajustat un pic din procesul de producție în fabrică, dar dacă ne uităm la lufturi, luftul la capotă arată ok de pe o parte pe alta aici iarăși. Într-adevăr, nu este același luft la capotă cu luftul de aici, spre exemplu. Dacă e să fim tipicari, putem să fim. Nu este același luft aici cu aici, spre exemplu, și aici. Dar, sincer să vă zic, nu știu ce poți să vrei mai mult de atât și de ce trebuie să fii cârcotaș când vine vorba de mașina asta, pentru că nu despre asta este. Este vorba despre o tigaie electrică, în primul rând. Este o mașină complet revoluționară din punct de vedere tehnologic, dacă stăm să o luăm așa, pentru că este foarte multă tehnologie incorporată în această mașină și ăsta e motivul adevărat pentru care ar trebui să-ți iei o Tesla.